Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Începe farsa zilei! Alo? Bună ziua, domnul Florinel. Cine? Mă numesc George Talc. Sunt reprezentantul Asociației Copiilor cu Deficiențe Locomotorii și Verbale. George Talc, de la... Așa, și ce dorești? Eu v-am sunat pentru o manifestație, e un fel de concert în scopuri caritabile, pentru că vrem să ajutăm un copil cu deficiențe de vorbire, deficiențe locomotorii și alte deficiențe. Foarte multe, sunt vreo 24. Așa, și fii mai explicit așa, că vorbești așa, zici că ești altele. Păi da, că și eu am suferit un accident. Când eram mic am fost bătut cu o bucată de bordură în gură și cineva m-a lovit cu semnul acela de la trecerea de pietoni. Mi-a dat cu tot semnul în gură. Și am fost ajutat tot așa de diferiți artiști să-mi revin. Acum vorbesc mai rar pentru că gândesc mai rar și totul e mai rar. Și vreau să Da, și vreau să ajut și eu alt copii care la rândul lor au fost și ei cu probleme. Stați un pic, încurc balele. Că... Mai spune la gură. Da, 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 mai fac așa din când în când, dar mai am și câteva ticuri, cum ar fi îmi fuge ochiul stâng, dar îl prind și îl aduc înapoi. Ați început la magazin să toarce înapoi? Ci. Da. Și pentru acest concert care va avea loc la noi în Brașov, mai vin și diferiți soliști, cum ar fi domnul Copilul Minune, domnul Florin Saldam, era să spun Salcâm, cer scuze, și domnul Sorinel, nu știu dacă vine, domnul Sorinel Puștiul, cum mai e Puști, dar cred că va veni, și domnul Nicolae Ceaușescu, Furduiancu. Aha. Cântă muzică jazz. Cum vine? Poftim? Dacă vine Sfântul Nicolae. Nu, să vedem, s-ar putea să vină și Frank Sinatra. Aha. Cu toate. De la Carase de Jovine? Nu, că e bolnav de scula, men. Da, e bolnav de corditor. Da, și am fi foarte încântați dacă ne-ați onora cu prezența dumneavoastră, Moca. Moca? Să cântați pe Moca în geală, adică pe nimic. Să nu nimeni așa, Moca. Da, dar gândiți-vă că acest copil, stați un pic că uite chiar a intrat la noi, Ionuț îl cheamă cu I, este fanul dumneavoastră, uitați, îl dau, Ionuț e Florinel și Ioana la telefon. Da, vreau să vorbesc cu el, Florinel. Da, îi vin, stați un pic să vin, da. Vreau să vorbesc. Hai, te ia și vorbești. Ala! Bă, ce mă, ce ai zis pe Elen de pe câmp? Da, ce eu sunt fanul dumneavoastră. Te iubesc oriunde vii, domnie de ori păzi. Pitu, pitu, sorul nostru. Păzi, mă.
Noi pe toate te iubim. Te iubim pe toate patru și cu pițul pițișorul nostru. Vreau să veniți să cântați la noi. Da, o să vină, o să vină. Ia, vreau cum să vină. Du-te, stați un pic, că are o criză. Alo. Ce spune la gură? Garda, luați-l. Luați-l, vă rog, și încuiați-l în secția 4. La pușcărie. Nu, electroșocurile, da. Stați un pic că trebuie să-l potolim într-un fel. Da, deci vrem să veniți, dacă se poate, să cântați pentru acest copil. Nu mai opriți electroșocurile, bâtele, vă rog. Da, nu, e așa, așa se spune la noi. Să venim moca. Măcar să... Nu, moca e și o cafea, moca. E o marcă de cafea, moca. Aha. Și dă și zahăr. Da, dar de ce nu vreți? Pentru că faceți un bine. E un gest pe care Dumnezeu îl va vedea și îl va răsplăti. Ești că ești un creangă. Cine ești? Zi mai repede cine ești, că mă grăbesc. George Talc, m-am prezentat de la începutul acest... George Talc, al lui Gheorghe. Nu, unghiile, acela e Talc. Eu sunt Talc. Eu sunt... Am zis cine ești, că trebuie să închid. Talc, cu K, de la capa. De la... kilogram, te-aș. Hai, mă, că veni până la feliu, dar nu știu, de transport de ăstea. Da, e normal. Dar să știu sigur să nu fie vreo parte, vreo ceva. Nu, Doamne ferește. Cine ești? Da, deci, poți să... Să ajutăm un copil, nu? Dar mai mulți copii. Nu... Dar că te spune, că nu știu cum ești, cu cine vorbesc și... Deci poți să intri pe site-ul... Și fac ce fac, nu știu, fac. Că știi cum? Da. Alo. Da. Mai vorbești? Cine? Hai să furi în gât. Da, stați un pic, că mă gândeam la ceva. Deci puteți să intrați pe site-ul meu georgetalc.ro și veți vedea o poză cu mine când am fost lovit cu bordura, ca să vedeți că nu este o farsă și că concertul acesta va fi umanitar. Și banii vor fi donați în scopuri caritabile. Îmi voi lua și eu, bineînțeles, o mașinuță, ceva frumos, din străinătate, dar restul vor fi pentru băiat, pentru acest Ionuț. Trebuie să-i luăm un cărucior nou, cârje. Și mie cine ești, că trebuie să închid. George Talc, măi, Talc, cu capa. Cine ești, că te jur? Nu-mi face acest păcat pentru... Lasă-mă! Hai zic cine ești. Deci noi suntem de la asociația... Asociația Avicola, nu? Am vorbit și cu cei de la Mainele TV să vină să filmeze evenimentul. Suntem de la Asociația Cârje și Proteze. Aoleu! Ați făcut că l-am înjurat, vezi? Păi spuneți, ați putea veni? Păi dacă e ceva serios, vă dați seama că venim cu cea mai mare plăcere. Vă lăsăm un cont, ceva și puneți bani măcar de transport și venim. Dacă nu e o glumă. Păi v-am spus că nu este nicio glumă. Păi atunci ne auzim mai târziu. Așa. Să vă pun banii. Da,
spuneți un cum și puneți bani dacă nu e o glumă. Da, păi atunci și, dar aici mâncarea e scumpă. Puteți să vă luați de acasă niște conserve? Niște conserve de hrană? Și niște... Hai ca să spun, stai un pic. Hai să spun, uite, nu e vorba de niciun spectacol, sunt eu, Nino de la Mainele. Mi-am dat seama, te pun frățelor, ce faci? Ce să fac, Florinele, bine tu? Uite, trebuie să ne pregătim să mergem la o cântare, la o rândă. Ce face Ioana, e bine? E bine, e sănătoasă, a născut. Bravo, să-ți trăiască, să-ți trăiască, am auzit că e un băiat frumos, să-ți trăiască. Mulțumesc frumos. Și să trăiască toată echipa mai nec. Să trăiască toată echipa și uite, te salută și Neacalu și toată lumea. Și oricum ne întâlnim, că trebuie să ne întâlnim, să stăm de vorbă. Da. Hai, te pup, numai bine, sănătate și sper că nu te-ai supărat, da? Nu, stai liniștit, am pupat. Vorbim după emisiune, te pup, pa, pa. Ați urmărit Farsa Zilei. Vă așteptăm și mâine la o farsă și mai tare. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Începe Farsa Zilei. Alo. Bună ziua, domnul Florinel. Cine e? Mă numesc George Talc. Sunt reprezentantul Asociații Copiilor cu Deficiențe Locomotorii și Verbale. George Talc, Talc de la... Așa, și ce dorești? Eu v-am sunat pentru o manifestație, e un fel de concert în scopuri caritabile, pentru că vrem să ajutăm un copil cu deficiențe de vorbire, deficiențe locomotorii și alte deficiențe. Foarte multe, sunt vreo 24. Așa, și fii mai explicit așa, că vorbești așa, zici că ești altele. Păi da, că și eu am suferit un accident, când eram mic am fost... bătut cu o bucată de bordură în gură și cineva m-a lovit cu semnul acela de la trecerea de pietoni. Mi-a dat cu tot semnul în gură. Și am fost ajutat tot așa de diferiți artiști să-mi revin. Acum vorbesc mai rar pentru că gândesc mai rar și totul e mai rar. Și vreau să da, și vreau să ajut eu alți copii care la rândul lor au fost ei cu probleme. Stați un pic, îmi curg balele. Că... Mai spune la gură. Da, 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 mai fac așa din când în când, dar mai am și câteva ticuri, cum ar fi îmi fuge ochiul stâng, dar îl prind și îl aduc înapoi. Ați început la magazin să toarce înapoi? Ci. Da. Și pentru acest concert care va avea loc la noi în Brașov, mai vin și diferiți soliști, cum ar fi domnul Copilul Minune, domnul Florin Saldam, era să spun Salcâm, cer scuze, și domnul Sorinel, nu știu dacă vine, domnul Sorinel Puștiun, cum mai e Puști, dar cred că va veni, și domnul Nicolae Ceaușescu, Furduiancu. Aha. Cântă muzică jazz. Cum ai vine? Poftim? Credeam că vine Sfântul Nicolae. Nu. Să vedem, s-ar putea să vină și Frank Sinatra. Aha. Cu toate... Sinatra de la Caransebeș nu vine?
Nu, 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 că e bolnav de scula, men. Da, e bolnav de coditor. Da, și am fi foarte încântat dacă ne-ați onora cu prezența dumneavoastră, Moca. Moca? Să cântați pe Moca în geală, adică pe nimic. Da, dar gândiți-vă că acest copil, stați un pic că uite chiar a intrat la noi, Ionuț îl cheamă cu I, este fanul dumneavoastră, uitați, îl dau, Ionuț e Florinel și Ioana la telefon. Da, da, vreau să vorbesc cu el, Florinel. Da, îi vin... Stați un pic să fiind la... Vreau să vorbesc! Hai, te ia și vorbești! Ala! Bă, mă, ce mă, ce ai zis pe Elen de pe cânt? Da, da, ce e ce fanul te iubesc oriunde vii, domnie de ori pe zi. Pitu, piti, sorul nostru. Noi pe toate te iubim, te iubim pe toate patru, și cu spitul pitișorul nostru. Vreau să veniți să cântați la noi. Da, o să vină, o să vină. Ia, vreau cum să vină. Du-te, stați un pic, are o criză. Alo. Ce spune la gură? Garda, luați-l! Luați-l, vă rog, și încuiați-l în secția 4. La pușcărie? Nu, electroșocurile, da. Stați un pic că trebuie să-l potolim într-un fel. Da, deci vrem să veniți, dacă se poate, să cântați pentru acest copil. Nu mai opriți electroșocurile, bâtele, vă rog. Da, nu, e așa, așa se spune la noi. Bă, cum să venim, Moca? Măcar să... Nu, Moca e și o cafea, Moca. E o marcă de cafea, Moca. Aha. Și de și zahăr. Da, dar de ce nu vreți? Pentru că faceți un bine. E un gest pe care Dumnezeu îl va vedea și îl va răsplăti. Ești că ești un creangă. Cine ești? Zi mai repede cine ești, că mă grăbesc. George Talc, m-am prezentat de la începutul acest... George Talc, am George. Nu, unghiile, acela e Talc. Eu sunt Talc. Eu sunt... Am zis cine ești, că trebuie să închid. Talc, cu K, de la capa. De la kilogram, te-aș. Hai, mă, că veni până la felul, dar să, nu știu, te transport de astea. Da, e normal. Dar să știu sigur să nu fie vreo parte, vreo ceva. Nu, Doamne ferește. Cine ești? Da, deci poți să... Să ajutăm un copil, nu? La mai mulți copii. Nu. Dar că te spune, că nu știu cum ești, cu cine vorbesc și... Deci poți să intri pe site-ul... Și fac și fac mișto, fac. Că știi cum? Da. Alo. Da. Mai vorbești? Cine? Ai zis-o furi în gât. Da, stați un pic, că mă gândeam la ceva. Deci puteți să intrați pe site-ul meu, georgetalc.ro, și veți vedea o poză cu mine când am fost lovit cu bordura, ca să vedeți că nu este o farsă și că concertul acesta va fi umanitar. Și
Banii vor fi donați în scopuri caritabile. Îmi voi lua și eu, bineînțeles, o mașinuță, ceva frumos, din străinătate, dar restul vor fi pentru băiat, pentru acest Ionuț. Trebuie să-i luăm un cărucior nou, cârje. George Talc, măi, Talc, cu capa. Nu-mi face acest păcat pentru... Deci noi suntem de la asociația... Asociația Agricola, nu? Am vorbit și cu cei de la Mainele TV să vină să filmeze evenimentul. Suntem de la asociația Cârje și Proteze. Ați făcut că l-am înjurat, vezi? Păi spuneți, ați putea veni? Păi dacă e ceva serios, vă dați seama că venim cu cea mai mare plăcere. Vă lăsăm un cont, ceva și puneți bani măcar de transport și venim. Dacă nu e o glumă. Păi v-am spus că nu este nicio glumă. Păi atunci ne auzim mai târziu? Așa. Să vă pun banii? Da, păi atunci și, dar aici mâncarea e scumpă. Puteți să vă luați de acasă niște conserve? Niște conserve de hrană. Și niște... Hai ca să spun, stai un pic. Hai să spun, uite, nu e vorba de niciun spectacol, sunt eu, Nino, de la Mainele. Mi-am dat seama, te pun frățelor, ce faci? Ce să fac, Florinele, bine tu? Uite, trebuie să ne pregătim să ne ducem la o cântare, la o luptă. Ce face Ioana, e bine? E bine, e sănătoasă, a născut. Bravo, să-ți trăiască, să-ți trăiască, am auzit că e un băiat frumos, să-ți trăiască. Mulțumesc frumos și să trăiască toată echipa mai negru. Să trăiască toată echipa și uite, te salută și Neacalu și toată lumea. Și oricum ne întâlnim, că trebuie să ne întâlnim, să stăm de vorbă. Da. Hai, te pup, numai bine, sănătate și sper că nu te-ai supărat, da? Nu, stai liniștit, am pupat. Vorbim după emisiune, te pup, pa, pa. Ați urmărit Farsa Zilei. Vă așteptăm și mâine la o farsă și mai tare!